Bună, bună! Gătim cu plăcere din plăcere. Atunci să venim cu rețete noi. Și astăzi vreau să fac un cozonac altfel. Și avem nevoie de apă caldă, lapte cald, două linguri de zahăr, un praf de sare, un ou și un albuș, deci un ou întreg și un albuș, dar o să vă scriu rețeta sub video și este mult mai ușor. Am dizolvat drojdia în două linguri de lapte cald. Cam o lingură de esență de vanilie. Coaja de la o lămâie. Și făină câtă cuprinde. Te duci? Ieși prin salon, că pe aici nu poți. Am blocat intrarea. Deci vedem câtă făină intră. Imediat. Cam 600 trebuie să intre. Eu aici am măsurat 600. Acum să vedem. Am măsurat 600, dacă mai trebuie mai măsurăm. Și la urmă o să vă spun câtă făină mi-a intrat. După ce îl frământăm un pic, îl lăsăm la dospit. Și după facem biluțe, întindem foi subțiri și mai avem nevoie de unt moale. Da, îmi mai trebuie făină. Aici mai trebuie încă 100 de făină, așa, pe bune. Deci o să mai măsor și revin. Am mai măsurat 100. Punem puțin câte puțin, poate nu trebuie toată. Nu, cam. 650. 600, 650. Acum depinde de făină. Este aluatu așa mai molicel, dar o să vedeți după ce bine se lucrează, după ce se dospește. Deci voi puneți 600 și după vedeți dacă vă mai trebuie, da? Lăsăm la dospit. Păi și dacă am dat drumul la cuptor, știți că eu nu dau drumul la cuptor până să fac numai un lucru. Am făcut și franzeluțe, dar le-am împletit. Rețeta o aveți pe YouTube, pe canalul meu de YouTube, rețeta de franzeluțe. Simplu de pregătit și super delicioase, super art. Dacă
Dacă doriți rețeta, intrați pe YouTube și vedeți rețeta. Deci sunt un deliciu. Ia uitați-vă. Aulio! Aici am făcut o ciorbă acră de vițel. Am pus carnea aparte într-o oală și am opărit-o într-un clocot și am aruncat apa. După am pus-o în această oală și arată în clocot și am luat spuma care a mai ieșit. După am pus zarzavat, morcov, țelină, ceapă, un pic de gogoșar și bucăți de roșii în bulion, sare și un pic de delicat făcut de mine. Am lăsat la fiert când a fost cu un sfert de oră carnea și legumele să fie fierte. Am tăiat doi cartofi cu bulețe. I-am lăsat la fiert. N-am mai acăcărit-o pentru că am băgat un borcan de roșii cu bulețe în ea și deja de la roșii este acrișoară. Înainte să iau jos, am bătut un gălbenuș de ou cu un pic de smântână și uite-o. După gustul meu, puneam un pic de tarhon de la oțet. Dar la soț nu-i place tarhonul, zice că are gust de parfum. Și așa am pus frunze de pătrunjel verde și țelină verde. Delicii! Acum haide să vedem aluatul. Ia uitați-l. Presărăm făina. Îl înfăinăm un pic. Și după facem bile. Facem biluțe. Și întindem fiecare biluță. Întindem foaie fiecare biluță. Să fie cam de aceeași măsură. Să vedeți ce bunătate iasă. Nu o să regretați dacă îl încercați. Deci facem biluțe și îl punem aici. După ce terminăm de făcut biluțele, ne apucăm și întindem foi și să aveți untul la temperatura camerei moale. Întindem foi și ungem între ele și după mai lăsăm încă un sfert de oră, le băgăm într-o pungă și țumăm un sfert de oră și după le întindem și dăm formă de cozonac.
am pus un pic de făină într-o tavă. Și acum ne apucăm și întindem. Ne apucăm și întindem de unde am făcut prima biluță. Da? Subțiri, subțiri. Deci, subțiri, subțiri, subțiri. Da? O punem aici și punem unt peste tot. Împărțim untul așa la ochi, să avem pentru 9, pentru 8 foi, că deasupra nu punem. Da? Deci între fiecare foaie punem unt. Întindeți cât puteți de subțire. Lucrați cu făină, dar oricum aluatul este foarte bun, să știți. Să faceți foile de aceeași dimensiune și subțiri, subțiri. După ce puneți aici, le ajutați cu mâna și întindeți să fie de aceeași dimensiune, una peste alta. Ungem cu unt și tot așa până terminăm. După le punem în pungă sau le acoperim cu folie alimentară și le lăsăm un sfert de oră la odihnit, nu la frigider. La croisante, la cornuri, știți că le-am pus la frigider. Pe ăsta îl lăsăm afară, la odihnit. Da? Pe rapid.
Deci am terminat de întins. Am făcut, ați văzut, am întins fiecare foaie și după și am pus unt între ele. Și acum le punem la rece, nu la rece, le lăsăm la odihnit pentru un sfert de oră. Le acoperim așa, ori le băgăm în pungă mare, încăpătoare. Dacă nu, le acoperim așa. Da? Un sfert de oră. Doar atât. Le-am lăsat la odihnit, da? Încă un sfert de oră. Punem făină. Și întindem un dreptunghi. Întindem un dreptunghi. Toate foile odată. Da? Deci este întins dreptunghi. Și acum, prima oară trebuie să punem... Eu am picături de ciocolată. Amăruie. După îl împăturăm. Da? Îl împăturăm pe jumătate. Îl închidem bine. Telefonul meu celălalt. O să mai pun un pic de făină pe deasupra. Și acum îl întindem cam de 10 cm, să vedem. O să măsor și o să vă spun. Deci l-am întins, lungimea are 57 și lățimea are 30
Da? Și acum venim și tăiem bucăți. Bucăți lungi. Câte 3 bucăți. Deci îl tăiem tot câte 3 bucăți. 3 fâșii. Deci l-am tăiat fâșii, da? Acum punem fâșiile, nu cum au fost, le întoarcem invers, așa. Da? Și le împletim. Tip codiță. Și după venim și rulăm. Da? Aluatul are 1,5 cm grosime. Deci îl punem așa, da? Și după împletim tip codiță. Da? Deci luăm de aici. Și după îl rulăm. Este foarte ușor. Deci nu-l punem cum a fost aluatul întins. Îl întoarcem, da? Și după venim. Una peste alta. Tip codiță. Da? Și după îl luăm și îl rulăm. Deci îl întoarcem. Facem tip codiță. Și venim și îl rulăm. Da? Am pregătit tevele cu hârtie de copt și punem în tăvi și lăsăm încă un sfert de oră. Aici mi-a mai rămas o bucată și nu sunt 3 codițe, dar o să fac să fie 3 mai înguste, să nu o arunc. Că e tava mai lungă. Și mai lăsăm încă un sfert de oră la odihnit, la dospit acum. Și după dăm cu o bătut. Ia uitați-vă, exact. O bătut și lapte. Cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Și vedem, urmărim până prinde o culoare frumoasă și vedem că sunt copți. Deci ungem cu ou bătut și lapte. Cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Vedem cât
45 de minute, cam așa ceva, dar o să vă spun precis. Și o să vedeți ce bunătăți! Dacă îl pregătiți odată, o să-l pregătiți mereu. Înainte cu 5 minute de a fi gata, îi scoatem rapid câte unul, unul câte unul și îi dăm cu, eu am dulceață de caise, da? Și punem înapoi încă pentru 5 minute. Așa pe rapid. Da? Gata! Deci am stat la cuptor 40 de minute. Dar acum depinde de cuptorul fiecăruia. Îi lăsați până vedeți că au această culoare. Da? Deci, nu vă puteți imagina cât este de bun. Mă arde, dar totuși vă rup să vedeți. Se desface fâșii, fâșii, fâșii. Fâșii, fâșii. Ia uitați-vă. Mă arde. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit până la sfârșitul acestui video. Dacă și voi aveți gusturile mele, încercați rețeta, nu o să regretați. Sunt delicii, delicii, delicii. Seară bună! Sunt atât de ușori. Dacă vreți să vă iasă mai înalți, faceți numai doi. Lăsați aluatul mai gros un pic, ca cum l-am lăsat eu. Și faceți numai doi cozonaci. Dar eu zic că sunt mai omenește, așa, nu? Ce ziceți? Acum depinde de tăbile fiecăreia. Deci, cuptor preîncălzit 180 de grade, 40-45 de minute. Depinde, până aveți această culoare. Da?